Bună seara. Bună seara. Tot la Paris mergeți? Nu, nu. Eu merg în Franța. A, scuze. Nu face nimic. Dar parcă vă știu de undeva. Da, nu știu, și mie îmi păreți cunoscută. Ați fost vreodată la Tecuci? Nu, niciodată. Nici eu. Probabil că erau alte două femei. Probabil. Da. Doamne, am așa niște emoții înainte să zbor. Ah, vă înțeleg perfect și eu la fel. Da, numai că la mine zic toți că nu-i normal. De ce? Pentru că eu pilotez avionul. Ah! Sunteți pilota? Și de ce vă e frică? Păi se întâmplă tot timpul ceva, doamnă. Aoleu! Săptămâna trecută am pierdut un motor. Adică s-a stricat? Nu, l-am pierdut de-a binele. A trebuit să ne oprim în aer să-l căutăm. Vai de mine! Serios, și când apare doamna aia și ne arată ieșirile de urgență, în cazul probabil că ne prăbușim, credeți-mă, deci mă ia așa o... Da. Deci mă ia așa o... Știu. De simt că mor de inimă. Bine, da, totuși avionul nu e cel mai sigur mijloc de transport? Ba da, atât timp cât nu decolează. Doamne, ce bine ar fi să știm dinainte când se termină totul, știi? Da. Da, chiar așa. Uite, de exemplu, dacă ați ști că peste 10 minute lumea asta dispare, ce ați vrea să faceți? Știu ce, dar nu știu cu cine. Cu toată lumea, da. Da. Dumneavoastră? Oh, eu aș mânca un sandwich în aeroport. Asta să fie ultima noastră dorință înainte să știți că muriți? Da, 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 da. Nu, cu altă ocazie nu-mi permit. Păi, puțin mai devreme am vrut să iau un sandwich, 100 de lei. Am vrut să iau un suc, tot 100 de lei. Atunci am întrebat ce au mai ieftin și mi-au zis că o brioșă. Cât era? 99. Da, le-am cerut un pahar cu apă de la robinet, mi-au zis că e gratis. Bună și aia. Da, da. Apa e gratis, dar paharul am dat pe el 100 de lei. Cât? 100! Ce să-i faci, domn? Asta e, asta e, ce să-i faci? Da. Da. Ce meserie aveți? Dacă nu vă supără întrebarea. Sigur, nu. Sunt asistentă de stomatologie. Și unde lucrați? În gură. Adică într-un cabinet de dentist. Sigur, da. Da. Am fost și eu săptămâna trecută la dentist, da. Să știți, da, pentru un consult și mi-a făcut o extracție. A, săraca, v-a extras un dinte. Nu, mi-a extras 500 de lei din cont. Da. Dumneavoastră, pentru o carie, faceți anestezie? Da, sigur că da, bineînțeles. Uneori. Alteori eu mai folosesc alcool. Alcool? Mm-hmm, da. Pentru ce? Ca să nu, mai, să nu mă mai deranjeze țipetele clienților. A, vă înțeleg. Da. Că și eu mai folosesc câteodată la serviciu. Da. Și? La în Franța. În Franța. De ce mergeți? Mă duc la iubitul meu să-i spun că sunt însărcinată.
Felicitări, da. Mulțumesc. Nu păreți deloc gravidă. Păi, da, poate, dar am făcut testul și au ieșit două linii. Ce poate să fie cu două linii? COVID! Nu cred. Îl simt cum mișcă. O fi giardia. Cu două linii? La noi cu două linii, să știți că e locotenent. Eu prefer sub-locotenent. Aoleu, trebuie să plec. Au afișat avionul meu. Al dumneavoastră la cât pleacă? Al meu trebuie să plece, mai durează. Aoleu! Acum 20 minute trebuia să... trebuie să fug ca să prind loc în față. Și eu! Silicoane? Da! O să supraviețuiți.